drumurile acoperite de omat. Cel mai grav accident s-a produs în localitatea Dănila, puțin înainte de ora 9. Două mașini s-au ciocnit, iar două persoane au rămas încarcerate. Una dintre victime avea 22 de ani. Salvatorii au intervenit imediat. Mergem, bun, dincolo. Tot în această dimineață, la Stroiești, un autoturism a derapat, a ieșit de pe șosea și a lovit un cap de pod. Șoferul a rămas încarcerat din cauza impactului deosebit de puternic. Șoferul mașinii era încarcerat. Colegii mei au decopertat, au luat vehiculul cu accesoriile specifice și au extras victima, care din fericire era conștientă, dar cu multiple traumatisme. Bărbatul în vârstă de 22 de ani a fost predat echipajului de la serviciul de ambulanță județean, care după stabilizare l-a transportat la unitatea de primire urgență a Spitalului Județean Suceava. La scurt timp, salvatorii au fost solicitați să intervină în localitatea Fărăști, unde un tir a derapat și a blocat intersecția. În județul Suceava se circulă în condiții de iarnă, dar cauzele exacte ale accidentelor vor fi stabilite de către polițiști. Pe raza județului Suceava se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare, începând cu ora 5 din această dimineață. Din nefericire, 4 evenimente rutiere înregistrate până acum. 33 de utilaje au fost scoase pe șosele numai în județul Suceava. Ninge puternic în toată partea de nord, dar și în centru. Meteorologii spun că vremea se va înrăutăți de luni în toată țara. Ninsorile se extind în toată țara, este anunțul de ultim moment al meteorologilor. Specialiștii de la ANM spun că un ciclon venit dinspre Marea Mediterană lovește România. Va ninge și în capitală încă din această noapte, iar în câteva zile vine un val de frig cu temperaturi de minus 20 de grade Celsius. Nu vom mai avea decât 3, cel mult 4 grade în această parte a țării și valoare ușor negativă în Moldova sau estul Transilvaniei. Dacă vorbim într-adevăr de minimele care urmează în noaptea de luni spre marți, găsim și valori, într-adevăr, sub minus 10 grade. Dacă ne referim la ninsori, într-adevăr, ele astăzi sunt slabe și mai mult în partea de nord, de centru a țării, în timp ce în sud, sud-est, inclusiv în București, trecător să fie ploi slabe, însă area ninsorilor se extinde spre sudul țării. La București așteptăm să ningă încă din a doua parte a acestei nopți și mâine, mai ales prima parte a zilei. Nu așteptăm însă decât un strat nesemnificativ de zăpadă, 2, cel mult 3 cm, minus 2, minus 3 grade dacă vorbim de nota de luni spre marți în București. Temperaturi și mai scăzute, nu avem în zilele următoare un semnal pentru sfârșitul săptămânii viitoare. Intervenții contra cronometru în stațiunile montane. În mai puțin de 24 de ore, 52 de turiști au fost răniți pe pârtii și au avut nevoie de ajutorul medicilor. Mulți dintre ei au ajuns în stare gravă la spital cu fracturi sau lovituri la cap. Salvatorii montane au acționat la foc continuu. Apelurile au curs pe bandă rulantă, iar salvatorii montani nu au avut o clipă de răgaz. Vântul aprig și stratul gros de zăpadă nu i-au oprit pe turiști să se aventureze pe trasee montane periculoase. Mulți nici n-au bănuit sau au ignorat total pericolul la care s-au expus. Așa că rămași blocați la înălțime au sunat disperați la salvamont. Dispeceratul abia a făcut față. 73 de apeluri au fost înregistrate în mai puțin de 24 de ore. Cele mai multe solicitări au venit de pe pârtiile din Brașov. Serviciul public local Salvamont Brașov a intervenit în 9 situații, 8 dintre ele în care turiștii s-au accidentat în momentul în care practicau sporturile de iarnă pe pârtiile de schi sau de săniuș din Poiana Brașov. Și ulterior, după lăsarea întunericului, a mai fost vorba despre încă o intervenție care a totalizat 3 persoane care au avut nevoie de ajutor. 3 persoane care au plecat să facă o drumeție în zona Brașovului. Au fost 2 persoane care au necesitat și intervenția echipelor de ambulanță sau SMURD.
Apeluri la salvamont au venit și din Vâlcea, dar și din stațiunile Sinaia sau Predeal. Salvatorii montani cer turiștilor să acorde o atenție sporită atunci când se află pe pârtie și să nu se aventureze pe trasee impracticabile pe timp de iarnă. Revoluția fiscală a guvernului scoate din nou oameni în stradă. Mai multe mămici protestează la această oră în centrul capitalei. Sunt revoltate și spun că nu cred în promisiunile executivului de a rezolva bâlbâierile fiscale. Rodica Tilică se află la protest și vine cu detalii. Bun găsit, Rodica, te ascultăm! Bun găsit tuturor! Ne furați viitorul! Acesta este mesajul a zeci de mămici și viitoare mame care sunt prezente astăzi, iată, aici în Piața Victoriei, în fața guvernului. Multe dintre doamne am văzut că au adus la ele un cartonaș roșu. Stăm acum de vorbă chiar cu o doamnă, doamna Nicoleta. Este mamă a unui copil de un an și 9 luni. Da. Vreau să vă întreb mai exact, care sunt motivele care v-au făcut să fiți prezentă astăzi aici? Este o bătaie de joc. Am venit să ripostăm, să fim văzuți. Fetița mea a arătat acest cartonaș roșu guvernului. Pentru ce anume? Adică ce vă nemulțumește? Mă nemulțumește această, nu știu, bătaie de joc, această nepăsare vis-a-vis de noi și de copiii noștri. Spuneați că vă gândiți la o următoare sarcină. Da, da. Îmi doresc o a doua sarcină, deci voi fi direct afectată de aceste măsuri. Sper să apară niște schimbări în urma venirii noastre aici. Ați reușit să faceți un minim calcul? Ce ar însemna asta direct? Eu momentan nu sunt afectată de aceste măsuri. Nu am calculat. Nu am calculat încă. Deoarece mă gândesc, am auzit în jurul meu de micșorările care au loc, au avut loc, da, mami, foarte mari, depinde de salariile care sunt. Am înțeles că liberii profesioniști nu-și mai primesc concediile medicale doar dacă au un minim de cotizație de 6 luni, ceea ce este aberant odată ce taxele au fost plătite. Vă mai gândiți cu speranță la următoarea sarcină în astfel de caz? Nu, sincer să fiu, nu. Mă sperie, vă... Da, mă sperie. Mă sperie toate aceste măsuri care sunt luate împotriva noastră. Vă mulțumesc frumos. Așadar, mamele vă spuneam că au venit cu cartonașe roșii. Printre cei care au venit aici în fața guvernului sunt și salariați din domeniul IT, viitoare mămici, dar și pacienți. Această manifestație are loc în contextul în care guvernul a dat ordonanța de urgență, ordonanță care scade semnificativ veniturile persoanelor aflate în concediu medical sau de creștere a copilului. Rodica, îți mulțumesc. Accident grav și la ieșire din Tulcea, un taximetrist a derapat pe șosea și s-a izbit cu mașina de un copac. Bărbatul de 57 de ani a rămas încarcerat. Accident la ieșire din municipiul Tulcea, în care era o victimă implicată, un bărbat de 57 de ani încarcerat. S-a intervenit cu o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de stingere cu apă și spumă și un smurd. A fost descarcerată victima, este în stare conștientă și a fost predată serviciului de ambulanță județean. Scene cutremurătoare în Târgu Jiu, un tânăr de 22 de ani și-a înjunghiat prietenul cu o sabie, apoi l-a filmat în timp ce agoniza prăbușit la pământ. În cele din urmă, agresorul a sunat la 112, iar victima a fost preluată de medici. Tu figur cu mine. Ești. Nu înțeleg. Ce să greșești tu, mă? Dormi acolo, hai. Că mă duc 100 de ani la pușcărie de... Gelozia l-ar fi împins pe tânărul de 22 de ani să-și atace prietenul. Petreceau într-un apartament când au început să se certe din cauza unei fete pe care o plăceau amândoi. Conflictul a degenerat în moment în care agresorul, băut bine, a luat o sabie și și-a înjunghiat prietenul. Nici când și-a văzut victima căzută la pământ, nu s-a oprit. A luat camera și l-a filmat minute în șir pe băiatul care agoniza întins pe șosea.
Urmarea unui conflict spontan pe fondul consumului de alcool l-a înjunghiat cu un cuțit tip baionetă în zona pieptului. După comiterea agresiunii, inculpatul a apelat singur numărul de urgență 112 de pe telefonul său și a recunoscut că a înjunghiat persoana vătămată. Tânărul înjunghiat a ajuns în stare gravă la Spitalul Județean Târgu Jiu. Agresorul său a fost arestat. Poliția din Germania este în alertă și încearcă să dea de urma unui criminal periculos de origine română care a evadat de la psihiatrie. Petru Daniel Bogdan este căutat de autoritățile germane după ce a reușit să fugă de sub escortă. Petru Daniel Bogdan a pus pe joar autoritățile germane. Bărbatul, care era încarcerat pentru omor în Germania, a reușit să învingă vigilența polițiștilor și a fugit în timp ce se afla sub escortă. Românul a evadat de la un spital de psihiatrie unde fusese dus pentru evaluare. Petru Daniel Bogdan a fost condamnat pentru tentativă de omor la 5 ani de închisoare în aprilie 2017 după un eveniment violent petrecut în districtul german Lorach. Autoritățile din Germania au făcut publice semnalmentele acestuia pentru a fi capturat mai repede. Bărbatul are 36 de ani, o înălțime de 1,76, ochi albaștri, părul blond, scurt și poartă ochelari. Ultima dată când a fost văzut, era îmbrăcat cu haine închise la culoare. Asistații sociali din Răcar primesc bani doar dacă muncesc. Printre ei sunt însă și personaje pitorești. Este cazul unei femei care susține că are meseria de ghicitoare. Aceasta spune că a ghicit pe băți că va munci pentru a primi ajutor social. Muncim aici. Tu ești și ghicitoare, da? Da, pe băți. Ai ghicit că o să muncești? Am ghicit! Ghicitoare sau nu, femeia a ieșit la muncă și nu este singura. Asistații sociali din Răcar s-au apucat serios de treabă. Au înțeles că altfel nu vor primi niciun ban. Oamenii spun că nu este normal ce se întâmplă în alte localități. De exemplu, la Târgoviște, mulți dintre beneficiarii de ajutoare sociale fug de muncă prezentând scutiri medicale. Autoritățile locale din Răcar anunță că din cele 174 de persoane asistate social, doar una are scutire medicală. În schimb, la Târgoviște, oficialii primăriei Târgoviște au depus la Colegiul Medicilor Dâmbovița o sesizare prin care cer verificarea tuturor adeverințelor medicale eliberate de medici. Sunt suspiciuni că acestea n-ar avea în spate documentele necesare. Polițiștii fac și ei cercetări pentru uz de fals în înscrisuri oficiale. De mâine intrăm în postul Paștelui, care este și cel mai lung al anului, durează 40 de zile, plus săptămâna patimilor. Urmează așadar 7 săptămâni aspre de abstinență culinară. Diana Bone are detalii. Bun găsit, Diana, ce alternative au românii la mâncarea de dulce? Bun găsit, ce-i drept mai mult ca sigur românii care vor ține post acum înainte de Paște, mai mult ca sigur nu vor face foame. Asta pentru că comercianții au pregătit o groază de specialități gastronomice pentru cei care nu vor pune gura pe carne. Există șnițel vegetale, există chifteluțe vegetale, iar la mare căutare în această perioadă sunt și cremvuștii vegetali. Pentru cei care au preferințe culinare ceva mai sofisticate, specialitățile libaneze pe bază de soia sunt și ele la mare căutare. Foarte îndrăgit de români este și humusul, care merge, se spune, perfect alături de o felie de cașcaval vegetal, pentru că, de ce nu, sunt mulți cei care vor veni în acest weekend să-și facă cumpărăturile în centrele comerciale, pentru ca de mâine să aibă masa plină cu tot felul de delicatese pentru perioada postului. Așadar, trebuie spus că în weekendul care vine, românii vor avea dezlegare la pește, așa că sunt și mulți cei care încă de pe acum au mers să își cumpere o delicatesă din pește. Diana, îți mulțumesc! Președintele țării a fost din nou în vacanță după ce s-a întors din Tenerife. Klaus Iohannis a mers să se relaxeze la munte. Detalii în câteva momente la știri. Viorica Dăncilă este taxată dur de Consiliul pentru combaterea discriminării după declarația în care i-a numit autiști pe cei
cei care critică România în fața instituțiilor europene. Nu este o exprimare corectă, nu orice cetățean este premierul României. Fiind o persoană cu înaltă demnitate publică, are o responsabilitate în exprimare, iar rigoarea este importantă, a declarat președintele Consiliului. Premierul nu a confirmat încă prezența la audierile Consiliului pentru combaterea discriminării de marți, deoarece se va afla la Bruxelles. Am avut discuții cu fel și fel de formatori de opinie de la data declarației și unii spun că exagerăm pentru că este o exprimare care se folosește în mod curent în societate. Chiar dacă în societate se folosește în mod curent, nu orice cetățean este primul ministru al României. De o persoană cu funcție de înaltă demnitate publică influențează comportamente în societate și atunci are o responsabilitate mai accentuată în exprimare și rigoarea este mai importantă în cazul unor astfel de persoane. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a taxat-o pe Viorica Dăncilă pentru declarațiile făcute de aceasta cu privire la cei care suferă de autism. Acești oameni, să mă exprim elegant, dezinformează și că știu realitatea, dar nu vor să o accepte și nu vor să o vadă. Acești oameni cred că sunt autiști și nu văd și nu aud ceea ce este vizibil pentru toți cei de bună credință. Premierul a fost chemat la audieri după afirmațiile revoltătoare, dar va lipsi. Audierea era programată de CNCD pentru marți 20 februarie, însă premierul se va afla atunci în vizită oficială la Bruxelles. Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării susține că se vor lua măsuri. Cioba Astalos a punctat faptul că cei mai mulți înalți demnitari nu sunt conștienți de efectele pe care le pot provoca astfel de reacții nefericite, etichete sau stigmatizări care pot incita la ură. Victor Ponta aruncă bomba în scandalul DNA. Fostul premier susține că știa că se falsifică probe la Direcția Națională Anticorupție Ploiești, însă nu a putut demonstra public. Prima dată când ar fi aflat acest lucru a fost în momentul în care era închetat cumnatul său de procurorul Mircea Negulescu, iar apoi în mod direct în dosarul Tony Blair. Eu știam de faptul că s-au falsificat, se falsifică probe la DNA Ploiești. Știam în mod direct. Dar nu aveam capacitatea de a demonstra în public. Am avut ocazia în mod direct să văd cum se falsifică probe în faimosul dosar Tony Blair, care a apărut în septembrie 2016, cu un singur scop politic. Să nu candidez eu la parlamentare, să nu candideze Sebastian Ghiță la parlamentare. Și sigur m-am dus cu avocatul să văd ce este în dosar. Și nu era absolut nicio probă care să aibă. Era un singur martor cu identitate protejată care spunea așa: știu eu că Ponta l-a amenințat pe Ghiță, nu cred că se va întâmpla nimic atâta timp cât există acest blat politic între cei care dețin puterea politică și doamna Chiove și cei de la DNA. Așa încât o să mai trăim o perioadă cu acest sistem. Fostul premier a spus că prima dată a aflat despre falsificarea probelor atunci când cumnatul său a fost anchetat de procurorul Mircea Negulescu. Eram încă în America și am aflat, domne, DNA Ploiești, percheziții la mama mea, la sora mea, l-au luat pe cumnatul meu. Vă dați seama, nu știam despre ce e vorba. Am venit acasă și cumnatul meu timp de vreo două săptămâni era scos de portocală care îi spunea: zic că ți-a dat Ponta contract. Am crezut că pur și simplu e redus mental. Victor Ponta a adăugat că a văzut apoi, în mod direct, cum se falsifică probe în faimosul dosar Tony Blair, despre care susține că a apărut cu un singur scop politic, de a nu candida el și Sebastian Ghiță la alegerile parlamentare. Președintele țării este din nou în vacanță. După ce s-a întors din Tenerife, Klaus Iohannis a mers să se relaxeze de data aceasta la munte. Șeful statului a fost surprins de un turist în timp ce urca pe pârtia din Munții Șureanu. Relaxat, președintele aștepta să urce cu telescaunul în vârful unei pârtii când a fost zărit de un alt turist. Tânărul l-a fotografiat imediat pe președinte și a postat imediat fotografia pe rețelele de socializare, unde a stârnit zeci de reacții de la utilizatori. Nu este prima dată când șeful statului se relaxează pe pârtie. Mai exact, aceasta este cea de-a treia escapadă la munte a președintelui. Luna ianuarie acestui an a început și s-a sfârșit pe pârtie pentru Iohannis. Acesta a fost surprins în Munții Șureanu atât la începutul lunii cât și la sfârșitul ei. Atunci șeful statului nu s-a sfiat să se fotografieze cu câțiva turiști.
Și anul trecut, șeful statului a ales să-și petreacă mai multe zile la schi. Potrivit primarului comunei Șugag, Iohannis s-a interesat personal de situația drumului către domeniul schiabil Șureanu. În prezent, drumul se află în grija celor de la Rom Silva și starea sa nu ar fi prea bună. Domeniul se află la 82 de kilometri de Sebeș, într-o zonă din județul Alba, cunoscută drept Elveția României. La o altitudine de peste 2000 de metri, Iohannis a putut alege din 8 pârtii cu diferite grade de dificultate în lungime totală de 11 kilometri. Domeniul schiabil din Munții Șureanu a fost inaugurat în anul 2009 în urma unei investiții private. Pârtile au fost așadar luate cu asalt de turiști. Mulți dintre români au preferat să-și lase grijile acasă și să petreacă un weekend relaxant la munte alături de prieteni sau de familie. Și spre bucuria tuturor, zăpada a fost din belșug. Iubitorii de senzații tari s-au dat cu schiurile, cu sania, au străbătut poteciile de munte sau au făcut o cursă cu ATV-ul. Distracție întoi pe pârtiile din România. Stratul gros de zăpadă i-a entuziasmat pe pasionații sporturilor de iarnă, dar și pe cei care adoră să se dea cu sania. Iar după atâta mișcare, mulți au avut nevoie să-și încarce bateriile. La cabane au sfârâit grătarele acompaniate de un delicios vin fiert. După masă s-a trecut din nou la colindat, pe jos sau cu ATV-ul. Deși pare o metodă simplă și rapidă de a explora împrejurimile, turiștii care aleg ATV-ul trebuie să se aștepte și la obstacole care pot să apară pe traseu. Hai. Așa, bagă-l acolo. Nu mai zăpadă, da. Acest turist s-a împodmolit pe traseul de pe Valea Cerbului din Bușteni. Spre norocul său, un grup de turiști care mergea în aceeași zonă l-au ajutat să ajungă înapoi în stațiune. Și animalele de companie au avut parte de distracție spre satisfacția stăpânilor. La Cluj, câinii s-au bucurat din plin de zăpada afânată și au oferit o demonstrație de îndemânare la Cupa Beliș. Concurs de săni trase de câini. La Star s-au aliniat atât echipe din țara noastră cât și din Ungaria. Bine înhămați la sânii plini de nerăbdare, câinii husky au așteptat doar un semnal pentru a porni în cursă. Scenele desprinse parcă dintr-un peisaj demn de Alaska au avut loc în județul Cluj. Spectatorii au admirat și încurajat de pe margine câinii participanți în competiție. Există raiul iubitorilor de viteză și adrenalină, unde aceștia pot face drifturi legal. Cine dorește să testeze motocicletele sau autoturismele de lux în condiții extreme, pot merge în Austria, unde au la dispoziție un circuit spectaculos de 70.000 de metri pătrați, într-un peisaj montan de vis, însă și prețurile sunt pe măsură. În Austria se află unul dintre cele mai importante circuite auto din lume. Situat în Alpii austrieci, la 70 de kilometri de Salzburg, complexul le oferă posibilitatea iubitorilor de senzații tari să testeze mașini, motociclete, camioane sau chiar autobuze în condiții extreme pe o suprafață de 70.000 de metri pătrați. Complexul este deschis în orice sezon și oferă numeroase programe de driving. Doritorii pot veni cu mașina proprie. O jumătate de zi de pregătire intensă cu mașina proprie costă 165 de euro, iar dacă vii cu motocicleta te costă 218 euro. Însă cine dorește să învețe să facă drifturi la nivel profesionist, o jumătate de zi pe circuitul de la Saalfelden cu instructor inclus costă 265 de euro. Cine nu are mașină poate achiziționa un pachet ce conține cazare și instructaj
și pus la dispoziție de companii renumite din industria auto. Prețurile pentru un astfel de pachet pornesc de la 600 de euro pentru o zi de pregătire pe circuite și o noapte de cazare. Costul poate sări și la câteva mii de euro în funcție de nivelul de dificultate al cursurilor și de perioada de pregătire. Surpriză de propor. He's literally thrown every punch you can, including that uppercut. Again, I gotta stress it, it's the calmness. Boxerul român a fost învins la puncte de americanul David Benavides în meci pentru titlul mondial la categoria super mijlocie într-o gală desfășurată la Mandalay Bay Event Center din Los Angeles. Din Las Vegas, Benavides, care l-a învins la puncte pe Gavril și în primul lor meci pentru titlul mondial, în septembrie a primit decizia în unanimitate. Benavides a lovit mai puternic, mai mult și a spart constant garda lui Gavril cu lovituri de stânga. Românul a avut și el câteva runde mai bune, a cincea și în finalul meciului, când soarta era deja clară. În septembrie, americanul a devenit cel mai tânăr campion mondial din istorie la categoria super mijlocie, dar și cel mai tânăr campion mondial la zi. Val de accidente pe șoselele din țara noastră, trei bărbați din Maramureș au ajuns la spital după ce mașina lor a lovit un cap de pod și s-a răsturnat. Se pare că șoferul s-a urcat băut la volan și a agonit pe drum cu viteză. Probleme au fost și la Gherla, unde o mașină a lovit o căruță. Tot în județul Cluj, un tânăr de 21 de ani și-a băgat socrul în spital după ce autoturismul pe care îl conducea și în care se aflau cei doi s-a răsturnat în șanț, iar în Cara Severin un bătrân a fost lovit pe trecere de un șofer neatent. Vă asigurăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Au fost momente teribile într-o localitate din Maramureș. Un șofer s-a urcat băut la volan și a călcat cu putere pedala de accelerație. A pierdut însă controlul volanului și a lovit un cap de pod. În mașină se mai aflau alți doi prieteni de-ai bărbatului. Impactul a fost suficient de dur încât să răstoarne autoturismul, iar șoferul și cei doi pasageri cu vârste cuprinse între 20 și 24 de ani au fost grav răniți. Victimele au fost transportate de urgență la spital pentru îngrijiri. Au fost probleme și la Gherla, în județul Cluj. Un șofer și-a distrus mașina după ce a lovit o căruță nesemnalizată pe un drum județean. Și tot în județul Cluj, pe drumul național 16 la ieșire din Apahida, un autoturism s-a răsturnat într-un șanț. Șoferul, un tânăr de 21 de ani din Mureș, a vrut să facă o depășire, însă a derapat, iar mașina s-a răsturnat în șanț. Înăuntru se afla logodnica lui și tatăl acesteia, în vârstă de 42 de ani. Dacă cei doi șoferi au scăpat nevătămați, socrul șoferului a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat de urgență la spital. În Reșița, un bătrân a fost lovit pe trecerea de spital. Accident grav a fost și la Bistrița, unde un bărbat a ieșit din curtea unei spălătorii auto, nu s-a asigurat și a virat cu viteză la stânga. Din neatenție a croșat un microbuz cu pasageri. În urma impactului, mașina a ajuns în șanț, iar remorca de bagaj a microbuzului a fost proiectată într-un gard. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Accident și în Constanța, unde două mașini s-au ciocnit, traficul a fost îngreunat timp de zeci de minute. Caz incredibil la Gherla, un șofer a fost săltat de mascații de la trupele speciale după ce a înjurat un polițist. Bărbatul de 35 de ani fusese oprit în trafic de agenți, însă nemulțumit a început să-i înjure și să-i amenințe. A primit o amendă, însă brusc la fața locului au apărut 10 de rude ale șoferului. Oamenii legii au chemat și jandarmeria pentru a-i ține în frâu pe scandalagii. Șoferul a fost dus la parchetul de pe lângă tribunalul Gherla, unde a primit un mandat de arestare preventivă pe 24 de ore pentru ultraj. Ca șocant, în Vrancea, un bărbat de 37 de ani, tată la 5 copii, a fost găsit mort, înghețat în propria mașină. Omul a ales să doarmă în automobil peste noapte ca să-și păzească drujba. Tânărul de 37 de ani a fost găsit mort în mașina cu care a rămas împodmolit în pădure și
în care a ales să doarmă peste noapte, în ciuda temperaturilor extrem de scăzute. Bărbatul din comuna Vrânceană Pufești fusese cu o zi în urmă la tăiat de lemne, dar din cauza viscolului n-a mai putut ieși cu mașina din acea zonă, motiv pentru care a abandonat-o. A revenit după mașină în ziua următoare, alături de un cunoscut cu intenția de a lua din autoturism drujba și bateria auto. Aventura prin pădure până la mașină a celor doi bărbați a durat 6 ore, timp în care, cel mai probabil, cei doi au consumat și alcool, scriu jurnaliștii din presa locală. Când au ajuns epuizați la automobil, au ales să se adăpostească în mașină peste noapte. Dimineața, când s-a trezit din somn, însoțitorul proprietarului mașinii a observat că partenerul său nu mai răsuflă. Speriat, acesta a plecat pe jos spre comună, cale de câteva ore să anunțe autoritățile. Poliția a întocmit un dosar penal pentru moarte suspectă, dar din primele evaluări, bărbatul ar fi murit de frig. Oamenii din comuna Pufești, unde a locuit decedatul, îl cunosc atât pe el cât și pe soția lui, drept consumator de băuturi alcoolice. Cei doi au împreună 9 copii, dintre care 5 mai sunt în viață. Au mers pe urmele lor și au descoperit ce și-au dorit. Specialiștii au observat urme de lup prin zăpadă în rezervația naturală Tișița și au montat camere de supraveghere în zonă. 15 lupi ar trăi în pădurea din Parcul Natural Putna din Vrancea. Cei doi lupi au fost surprinși cu ajutorul unei camere de monitorizare a faunei amplasată într-o pădure din Parcul Natural Putna din Vrancea. Specialiștii l-au văzut urmele animalelor în timp ce patrulau prin zonă și au vrut să se convingă că este vorba despre lupi. Cercetătorii estimează că 15 lupi s-ar afla în parc, iar România are una dintre cele mai mari populații de lupi din Europa. Parcul Natural Putna Vrancea este situat în sud-estul țării, în județul Vrancea, și are o suprafață de peste 38.000 de hectare. În parc trăiesc numeroase specii de mamifere, printre care ursul, râsul, capra neagră, vulpea, bursucul, pisica sălbatică sau mistrețul. Circa 110 specii de păsări se regăsesc în parc, iar flora este alcătuită din circa 650 de plante. RomSilva administrează 22 de parcuri naționale și naturale. Zonele de protecție au fost extinse de specialiști în ultimii 2 ani cu aproximativ 20.000 de hectare. Cel mai controversat pasaj din România are acum o pază pe măsură. Echipaje de poliție stau non-stop de veghe la pasajul Jiul din Timișoara pentru a-i prinde pe șoferii de tir care sfidează regulile de circulație din zonă. Pe lângă respectarea legii, autoritățile mai sunt însă preocupate și de un alt aspect. Dacă se încumetă să traverseze pasajul, tiriștii ar putea rămâne blocați. Astfel de scene se întâmplă des, însă șoferii dau vina pe GPS care îi direcționează pe această rută. Pasajul Jiului din Timișoara a devenit cunoscut pentru marcajele sale stradale, comparate de conducătorii auto cu un labirint. După ce foarte mulți s-au plâns de liniile derutante de pe șosea, s-a ivit o altă problemă pentru șoferi. În ultima vreme, mai multe tiruri au rămas înțepenite sub pasaj, blocând circulația și punând în pericol viața celorlalți participanți la trafic. Asta deși indicatoarele spun clar că nu este permisă trecerea autovehiculelor mai înalte de 4 metri, cu excepția celor care au autorizație specială de la primărie. Astfel, autoritățile locale stau acum de pază la intrarea în pasaj pentru a-i prinde pe loc pe șoferii care nu se supună regulilor. Lucrările de modernizare a pasajului, cu tot cu intersecția din vecinătate, ajunsă celebră din cauza marcajelor, au costat 4 milioane de euro. Statistica alarmantă, România pierde 350 de locuitori în fiecare zi, astfel până în anul 2050 vom mai fi doar 16 milioane. Din 1990, țara noastră a pierdut 3,7 milioane de locuitori, arată datele Institutului Național de Statistică. Nivelul scăzut de trai și corupția sunt principalele motive care au împins milioane de români să emigreze. Aceleași motive au determinat și scăderea natalității. Numai în anul 2017 au fost înregistrate cu 70.000 mai multe decese decât nașteri. Specialiștii atrag atenția că pe termen lung efectele vor fi devastatoare dacă se menține același ritm al declinului demografic. Demolarea unei clădiri dezafectate din Iordania a avut un final cu totul neașteptat. În cădere, un stâlp a smuls mai multe cabluri de curent electric, ceea ce a dus la izbucnirea unui incendiu. Detalii imediat după publicitate.
Ne-am întors la știri cu o informație de ultimă oră și vorbim despre un incendiu puternic la un bar din Arad. 10 de pompieri intervin în aceste momente pentru stingerea flăcărilor. Domnul George Pleașca, purtător de cuvânt ISU Arad, este legătură directă cu noi. Bună ziua, domnule Pleașca! Bună ziua! Ce s-a întâmplat mai exact acolo? Vedem imagini cu o clădire practic distrusă. Da, incendiu în orașul Pecica din județul Arad. Clădirea era o clădire cu funcțiuni mixte, bar, locuință și alte dependințe. În momentul sosirii primului echipaj de intervenție a detașamentului de pompieri Arad, cu sprijinul serviciului voluntar din Pecica, incendiul se manifesta generalizat și cu violență în interiorul barului, la acoperiș și propagat la anexele din curte și la o anexă de la casa învecinată. Au fost suplimentate forțele de intervenție cu încă două autospeciale, în total 10 pompieri profesioniști și 10 voluntari. Intervenția dificilă datorită prezenței a mai multor butelii în interiorul anexelor și a barului și datorită modului de amplasare a construcțiilor în curtea interioară a locații, fiind foarte multe anexe apropiate, lipite una de alta, îngreunând accesul forțelor de intervenție pentru stingerea incendiului. După aproximativ o oră de intervenție s-a reușit limitarea și localizarea incendiului, fără a se extinde la locuințele din prejur, pe acea stradă, casele fiind lipite una de alta. Sunt persoane rănite, domnule Pleașca? Nu sunt persoane rănite la ora aceea, nu se afla nimeni în interiorul localului. În prezent se lucrează la stingerea ultimelor focare și cercetarea la fața locului pentru stabilirea unei cauze probabile de incendiu. Vedem și foarte mult fum în zonă. A fost nevoie să evacuați vecinii? Vecinii au ieșit singuri pe stradă, fiind o localitate, o zonă din localitate unde sunt case și nu sunt blocuri. Vecinii au ieșit singuri pe stradă. Buteliile le-a scos la timp, că vedem imagini și cu aceste butelii de care vorbeați. Da, buteliile au fost scoase. Din fericire nu s-a produs niciun fel de explozie care să pună în pericol forțele de intervenție. În prima fază de intervenție, în urma recunoașterii și cercetării la fața locului, s-a reușit pătrunderea în interior și evacuarea buteliilor. Vă mulțumesc foarte mult, domnule George Pleșca, pentru intervenția dumneavoastră. Așadar, vorbim de un incendiu foarte puternic în Arad. Zeci de pompieri intervin, au localizat incendiul și încearcă să îl și stingă. Continuăm știrile acum. Vorbim de o tragedie de proporții care s-a petrecut în Iran, unde un avion cu 67 de pasageri s-a prăbușit. Nimeni nu a supraviețuit, au anunțat autoritățile iraniene. Aeronava decolase din capitala Teheran și se îndrepta către un oraș din sud-vestul țării. Avionul a dispărut brusc de pe radar, iar autoritățile locale au confirmat ulterior că s-a prăbușit într-o zonă muntoasă, având doar 180 de kilometri până la destinație. Avionul companiei Aseman Airlines se îndrepta către orașul Yasuj din sud-vestul Iranului când s-a prăbușit. Avionul a plecat de pe aeroportul Mehrabad din Teheran la ora 7:55 ora locală și a dispărut din radar la 20 de minute după decolare. Oficialii din Semiron au anunțat că un elicopter a încercat să ajungă la locul accidentului, însă a fost forțat să se întoarcă din cauza vremii nefavorabile. Tot vremea rea pare să fi fost și cauza tragediei, dar și faptul că avionul avea peste 20 de ani când se afla în serviciu. La bord erau 60 de pasageri, 2 agenți de pază și 2 piloți. Nimeni nu a supraviețuit. Printre victime se află și un copil. În Iran au avut loc mai multe accidente aviatice în ultimii ani, potrivit BBC. Țara noastră se află de mult timp sub embargo internațional și se confruntă cu o penurie de piese de schimb pentru flota sa aviatică. Președintele american Donald Trump a criticat FBI după atacul din Florida, soldat cu uciderea 17 persoane într-un liceu. El a solicitat pe o rețea de socializare că poliția federală a ignorat semnalele transmise de atacator, fiind prea ocupată să demonstreze că a existat o implicare a rușilor în campania prezidențială americană. Liderul de la Casa Albă a intrat din nou în conflict cu serviciile secrete. Donald Trump a găsit vinovații pentru tragedia de la un liceu din Florida, respectiv FBI.
Este foarte trist că FBI a ignorat atâtea semnale transmise de atacatorul din Florida. Nu este acceptabil. FBI petrece prea mult timp încercând să dovedească implicarea rușilor în campania lui Trump. Nu există nicio implicare. Reveniți la lucruri de bază și faceți-ne mândri. Poliția Federală Americană a recunoscut că nu a acționat după ce a fost avertizată în detaliu despre potențialul pericol pe care îl reprezenta Nicolas Cruz, tânărul care a ucis 17 persoane într-un liceu din Florida. FBI a precizat că a primit pe 5 ianuarie un apel telefonic de la un apropiat al lui Cruz, care a descris comportamentul deviant al adolescentului în vârstă de 19 ani și intenția acestuia de a ucide oameni, inclusiv într-o instituție școlară. Numai că FBI nu a tratat informația ca o potențială amenințare. Informația nu a fost trimisă și nici nu s-a deschis o anchetă în urma ei, a recunoscut Poliția Federală. Băiatul în vârstă de 19 ani a fost exmatriculat de la liceul Major Stoneman Douglas în orașul Parkland. El l-a deschis focul miercuri cu o pușcă automată în instituție, iar gloanțele sale au ucis 17 adolescenți. O dispută în traficul din orașul californian San Diego s-a finalizat cu un accident neobișnuit. Un bărbat s-a luat la ceartă cu un alt șofer, nemulțumit că era șicanat în trafic. După discuția aprinsă, s-a întors în mașină, dar celălalt conducător auto a reacționat dur. A vrut să lovească mașina adversarului său din trafic, dar, în schimb, a reușit să se răstoarne cu tot cu autoturism în mijlocul șoselei. Incidentul a fost filmat de un alt șofer și a adunat rapid mii de vizualizări pe site-urile de socializare. Ruinele unui oraș cu piramide vechi de 1000 de ani au fost descoperite în Mexic. Orașul antic ocupa o suprafață impresionantă.